Ciuperca creasta cocoșului este o ciupercă comestibilă atunci când este tânără și proaspătă, dar această ciupercă nu trebuie consumată atunci când începe să devină maro. Ea poate fi găsită în locuri umede și umbroase, în pădurile de foiase și conifere, sub molizi, fagi, din luna iunie până luna octombrie. Carnea este moale, fragilă, aproape apoasă, cu miros plăcut, gust ușor aromatic și amărui, iar gustul devine amar la maturitate. Culoarea este de un alb murdar, iar în rămurele este gălbuie.